Vă urăm o săptămână ușoară, mai ales pentru cei care încă mai așteaptă cu frică facturile care, iată, trebuie să mai vină. Încă o factură. Sunt ca niște lovituri pe care vrem să le fentăm, de care vrem să ne apărăm, dar n-ai încotro. Altfel se acumulează datorii. Despre aceste scumpiri care se țin lanț în această perioadă și a început cam de la sfârșitul anului trecut, o să vorbim în această dimineață cu domnul Ion Muntean, expert în energetică. Bine ați venit la Prima Oră. Bine v-am găsit. Mersi. Văzusem o glumă în internet. S-au scumpit carburanții pentru că s-a scumpit transportul carburanților, deoarece se scumpiseră carburanții anterior. Dar la tema respectivă, probabil sunt multe bagări acum. Este o perioadă când nu ne rămâne decât să mai inventăm câteva glume referitor la ce se întâmplă. Cum vedeți dumneavoastră ca expert? Da, este o situație, în primul rând, ieșită din comun, o situație cu care nu s-a mai confruntat Republica Moldova referitor special la prețul de procurare a gazelor naturale, cum s-a răsfrâns acesta asupra facturilor consumatorilor finali. Este o provocare care trebuie să o depășim cum, în limita posibilităților care sunt, trebuie să o depășim și cu siguranță nu va dura mult acest lucru, ținând cont de faptul că totuși este un fenomen sau este o situație care are un caracter ce determinat de anumiți factori care nu neapărat au o tendință de a se menține mult timp pe piață. Mă refer la ce se întâmplă pe piața internațională de produse petroliere și de gaze naturale. Mie mi se pare că totuși de vină e politicul. Politica regională, ca să zic așa. Bine, aici marea politică. Putem NATO, Rusia, toate astea. Lucrurile, adevărul este că, de fapt, ce se întâmplă la noi în țară nu este ceva specific pentru noi. Lucrurile respective se întâmplă și în, marile, și în alte țări din regiune. Într-adevăr, sunt unele țări care au reușit să obțină niște condiții mai bune la prețul de procurare a gazelor naturale de la Gazprom, însă trebuie să intrăm în detalii la specificul colaborării relațiilor între aceste țări și vedem că, de fapt, în spate mai sunt și alte proiecte importante, fie că e vorba de proiecte energetice sau alte colaborări care cumva au facilitat, probabil. În cazul nostru, nu știu dacă au fost posibil să se vină cu careva concesii de diferit ordine pentru a avea un, pentru a obține un preț mai bun la gazele naturale. Chiar și acum, comparând cu ce se vedem pe piața specifică de gaze naturale, observăm că avem un preț mult mai mic comparativ cu ceea ce plătesc vecinii noștri, de exemplu. Nu știu cât e de mic, mie factura mi-a venit de două ori mai mare. Asta este anul trecut pe vremea respectivă. Păi bine, asta e, până la urmă, prețul de procurare este stabilit în funcție de evoluția cotațiilor, la fie că e vorba de produsele petroliere sau prețul spot la gaze naturale. Asta este. Ține și de problema asta sezonieră, că imediat ce vine toamna, rușii se joacă la robinet. Dacă să analizăm, de fapt, este o perioadă mai dificilă din punct de vedere efectorii plăților către Gazprom. În perioada asta se acumulează cele mai mari încasări, se consumă cele mai mari volume de gaz natural, respectiv, și apar cele mai mari plăți. Și apar probleme sistemice legate de capacitatea operatorului de a efectua acele plăți. Este o problemă care cumva ne pune să ne gândim la modul cum a fost administrat compania, furnizorul de gaz natural, în cazul dat Moldova Gaz, că să ajungă într-o situație când, de fapt, nu are capacitate de a contracta un credit, un împrumut pentru a rezolva o problemă care, în mod normal, ar fi trebuit să se rezolve la nivelul companiei, nu la nivel de guvern sau la alt nivel. Am înțeles. Și vom profita de faptul că sunteți expert în energetică și poate ne dați niște sugestii, niște trucuri, niște lucruri cunoscute doar de specialiști. Cum să raționalizăm consumul de gaze așa încât să mai câștigăm ceva la factură? Da, de fapt, chiar este de încurajat consumatorii să identifice diferite situații, diferite posibilități de a raționaliza consumul de energie, de gaze naturale în cazul dat, pe termen scurs sau cel mai rapid ce s-ar putea face, de exemplu, în cazul consumatorilor care sunt conectați la sistemul individual de gaze, de termoficare, adică au cazan în apartament, ar putea procura un dispozitiv care reglează temperatura în funcție termostat? De un fel de termostat ambiental,
ambientale, ele sunt diferite tipuri. Ah. Deci un termostat ambiental care ar permite reglarea temperaturii sau funcționarea cazanului în funcție de temperatura ambientală. Deci din calculele care le avem și chiar din experiența proprie pot spune că costul acestui termostat s-ar recupera mai puțin de un sezon de încălzire. Știu din propria experiență, în jumătate cel puțin factura. Exact. Scade. 40% cu siguranță, deci da, are un impact direct. Pe termen mediu, țin cont de faptul că ne așteaptă scumpiri și la electricitate, este binevenit să ne gândim la careva soluții de generare a energiei electrice proprii, prin instalarea panourilor fotovoltaice, care fiind implementate acest sistem de panouri fotovoltaice după mecanismul de contorizare netă, care ne permite să facem decontare kilowatt cu kilowatt cu furnizorul, ceea ce am consumat și ceea ce am generat în rețea, ne-ar permite o autonomie de vedere a consumului energie electrică, în primul rând, care ne-ar permite să economisim bani suficienți, în sensul că... Cam cât costă, ca să zicem, de instalat un kilowatt de... Da, este o întrebare delicată pentru perioada actuală. Cu toți ne-am așteptat ca prețul tehnologiilor respective să scadă. Acum, în mediu, putem spune că e vorba de 1000 de euro pe un kilowatt. Dar, în mod normal, acest preț ar trebui să fie mai mic, depinde de foarte mulți factori. Am observat ce se întâmplă cu prețul la logistica transportării echipamentelor, la importul echipamentelor și așa mai departe. Dar cred că în termen de 2-3 ani de zile, când va exista o concurență veritabilă, atunci prețul va scădea semnificativ și va permite, până la urmă, aplicarea acestor tehnologii în scară largă, dar și acum, deci termenul de recuperare a acestor tehnologii este undeva la 7-8 ani de zile. Dacă se majorează tariful, acesta va scădea până la 5 ani de zile. Respectiv, va fi foarte interesant pentru consumatori să aplice această soluție. Și încă un lucru important, în contextul crizei actuale care ne aflăm, referitor la, ținând cont de faptul că problema cea principală este gazele naturale, ar fi bine de gândit cei care își construiesc case noi, de exemplu, să aibă un sistem de rezervă de încălzire bazat pe energie electrică, astfel încât acesta să fie compensat în situația în care se implementează un sistem de panouri fotovoltaice. Noi vă mulțumim foarte cu mult! Drag. Sunt sugestii de aur și vă urăm o iarnă călduroasă în continuare și facturi cât mai mici. Mersi mult. La fel și am discutat cu expertul în energetică, domnul Ion Muntean.